Bună ziua, bine v-am regăsit dragilor la un nou minut de conștientizare, continuăm, v-ați prins deja, acestea sunt înregistrate într-o singură zi, în, acela, în aceeași oră am putea să spunem, dar uh, ele rulează pe parcurs pentru simplu fapt că e nevoie de un timp de procesare, pentru anumite informații, să analizați, chiar dacă nu sunteți acea vibrație interioară pe care am expus-o poate până acum, nu-i bai, cu siguranță veți, uitați-vă în jură, la cei cu care lucrați, colaborați, familie și așa mai departe. Și uh, sunt sigură că deja ați descoperit extraordinar de multe lucruri. Îmi amintesc că cât de sceptic am fost eu la început când am descoperit numerologia. Dar pentru că spiritul meu de curiozitate este mare, am zis, nu, no, hai să vedem dacă chiar funcționează. Și de atunci, uite așa, nu m-am mai lăsat de ea, ca să fac și o rimă. Bun. Astăzi continuăm episodul cu uh, cum abordăm pe cei uh, sau ce așteptări au de la relații și cum văd ei relațiile cei cu vibrația interioară 7. Vorbim de cei născuți în ziua de 7, bineînțeles, ziua de 16 sau 25 a oricărei luni. E, uite, am ajuns și la uh, oarecum mai pretențioși, tendențioși și <laughs> uh, înțelepții sau cei care așteaptă și analizatorii, investigatorii, detectivii, cei care, uh, când intră într-o relație, investigează foarte mult, analizează foarte mult și caută să vadă, să priceapă, nu știu, întrebări din astea existențiale, ei vor să înțeleagă natura relațiilor la alt nivel, am putea să spunem așa, sunt mai îndreptați spre latura asta ezoterică, dar în termeni mai comuni este latura pur și simplu curiozitatea ce se ascunde după, da ce anume descoperi un omul ăla pe lângă ceea ce văd din perspectiva asta fizică, da, uite îl văd pe arată așa e o căprui, nu știu, e încruntat e fericit, e ce mai e acolo dar ce ascunde el în spate, da, o curiozitate constantă de a afla uh, secrete, am putea să spunem așa înșuși, însuși putând ține foarte bine secrete un șapte, dacă vreți să spuneți un secret, ce aveți un prieten șapte nu spuneți la un șapte, da pentru că ei știu să țină secrete foarte bine. Mai mult decât atât, ei însă și au de obicei secrete, nu în sensul că vrea și intenționa, dar ei cumva au așa o viață, un orișor a lor pe care se duc acolo și mai trăiesc, este tot o cifră de aer, trăiesc așa pe norișor, dar undeva mai sus și simt nevoia să se conecteze la univers, poate chiar sau să se deconecteze de la lumea asta materială și să se conecteze cumva la spiritul lor. Tradus altfel, să mediteze, să stea liniștiți, ascunși, retrași să observe, să analizeze, da? ochiul din umbră poate fi oricând un șapte. Da? Adică dacă aveți o persoană care colaborați și un șapte, ei pot să facă parte din social, pot să vină să, nu știu, stea la o bârfă cu toate că e o și prostia ei. Um, o pot să facă de dragul de a o face, pentru că poate rolul social o cere sau alte aspecte din matriță, cumva acolo îl împinge să ducă, dar nu este chestia pe care, adică de la el, de la propria persoană și automat de la relații, așteaptă cumva uh, vede relațiile astea ca fiind unele foarte selecte. Adică uh, avem prieteni, dar nu avem prieteni pe oricine, da? Adică pe, ei merg pe principiul ăsta decât mult și prost mai bine puțin și bine am putea să spunem așa, și ei sunt foarte fideli și își fac relații pe termen lung, nu înseamnă că nu se despart sau chestii de genul acesta, dar un șapte cu siguranță va sta foarte mult în, în a decide, în a analiza când se desparte, de exemplu, de cineva când încheie o colaborare, nu o face așa peste noapte, nu o face fără să aibă toți uh, parametrii și cât se poate de multe informații, dar când se decide, se decide, amin, adică de acolo nu-l mai întorci, uh, foarte slabe șanse. Bun, da, deci cei șaptele nu iubește uh, prostia, din contră o urăște și uh, cea mai mult, cel mai mult urăște prostia la propria persoană, bineînțeles, dar o va observa și o va vedea și în afară, caută să fie înțelept, uh, aveți răbdare cu el, poate să devină foarte critic. Da un critic din el așa de te taie la sânge, pot să vadă, nu știu, fiecare detali, detalii la care nu v-ați fi așteptat, dar asta nu e un aspect negativ. Depinde acum cum îl folosește, pentru că este foarte atent la detalii, ok, asta e nici bine, nici rău am putea să spunem, doar că depinde pe ce anume se ciclicizează, pe aspectele negative și atunci va critica foarte mult și o să zic că uite acolo a rămas un fir de praf, n-ai făcut curățenie ca lumea, uite nu ești în stare, nu știu ce, nu știu cum, da, sau nu vorbim cu Xulescu pentru că nu a făcut nu știu ce chestie sau nu facem anumite lucruri pentru că, da, adică să se Să vadă numai latura negativă sau preponderea latura negativă și atunci de, de aici devine, devin critici și foarte ascunși, și foarte retrași. În aspectul lor pozitiv, vă repet, oricând vă puteți duce la ei să vă analizeze lucrurile în detaliu, să vă are o oarecare inspirație divină, am putea să spunem. Acum nu înseamnă că neapărat ascultă sau folosește inspirația respectivă, dar cu siguranță au această capacitate. Sunt inspirați, vă pot sfătui în diverse lucruri sau pur și simplu vă pot asculta, nu neapărat ceea ce o să vă zic că o să vă placă, da? pentru că pot să fie reci. Adică sunt de cele mai multe ori o vibrație șapte, de cele mai multe ori o vibrație, adică oamenii ăștia sunt destul de reci. Poate cei cu 2 în față, 25, e un picuț așa mai soft. Dar asta nu înseamnă că nu poți să fie și sensibil. Ba da, dar sensibilitatea lor este diferită față, de, de exemplu, de sensibilitatea unui 2 sau unui 6. Bun, nu o să aibă foarte mulți prieteni, asta cum v-am spus, foarte selectiv, perfecționiști. Da, perfecționiști din fire uh, și destul de retrași. La mm, latura neg negativă, uneori pot să vorbească mult și prost, adică se duc în latura aia în care, practic, nu sunt înțelepți și, tocmai, ei dau dovadă de oarecare uh, prostie, dar, în fine, nu prostie în sensul de neapărat de cum o vedem noi. Uh, iar asta, cumva. Credeți-mă, cei cu vibrații interioare șapte se critică pe ei foarte mult și au așteptări foarte înalte și sunt perfecționiști în primul rând cu ei înșiși. Așadar, până ajung la voi, stați liniștiți că ei s-au făcut harakiri pe interior, ca să zicem așa, sau cel puțin nu vă gândiți că ei cu ei sunt foarte blânzi. Deloc. Bun cam așa pe scurt la șapte, pot să fie atrași apropo de anumite relații care au un aspect mai ascuns, inclusiv de anumite relații poate chiar interzise pe alocuri sau așa, care să nu fie în văzut tuturor, pot să fie atrași către anumite idei, ideologii, și atunci să se îndrăgostească sau să vrea să relaționeze cu o persoană care are anumite ideologii. De fapt, așa și merg ei în relații pe ei, în funcție de ideologii. Dacă nu ești pe aceleași ideologii cu mine, atunci mai puțin relaționăm sau o facem de nevoie, dar este foarte important pentru un șapte să aibă un om pe lângă el sau oameni pe lângă el cu aceleași valori și aceleași dacă vrem ca relația să funcționeze să ne înțelegem că noi putem să fim prin preajmă cu oricine. Eu aici abordez aspectul acesta din perspectiva unei relații care să meargă în de ideea de colaborare și chiar să fie relație într-un sens bun și într-un sens productiv pentru ambele părți și nu nu distructiv, adică am punctat și anumite aspecte negative, dar aș vrea să mă canalizez pe cele pozitive. Bun. Dar aștept întrebări dacă mai sunt alte curiozități, că particularități sunt extraordinar de multe. Generalități în idee, în linii mari, cam astea ar fi așteptările persoanelor sau cum anume să vă comportați sau să înțelegeți mai bine persoanele cu vibrația interioară 7. Până data viitoare, până data viitoare, aștept, bineînțeles, ca de obicei, feedback-ul vostru eu știu că așa este, nu am nevoie neapărat de feedback pentru a am confirma dacă e așa sau nu. Dar ca în orice relație, chiar și una virtuală, cum este în cazul de față, este important feedback-ul. Spor la conștientizări dragilor, ne vedem în episodul următor.